Asigurările sunt, precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor cu un nou episod. Până o să vă spun despre ce-i vorba și de ce am ales această temă, alegeți și dumneavoastră să puneți canal 33 pe butonul 1 al telecomenzii dumneavoastră. E un shortcut, adică o cale mai scurtă, ca să ne găsiți mai ușor. Și dacă vreți să revedeți emisiunile, sau poate chiar să ne vedeți în direct, alăturați-vă celor peste 136.000 de abonați la canalul nostru de YouTube. O să vorbim astăzi despre riscuri de neasigurat în România. În asigurări se spune că există cel puțin o formă de asigurare pentru orice. Am discutat cu specialiștii din piață și am aflat că, da, există asigurări pentru absolut orice, dar în România există niște riscuri care sunt neasigurabile. Adică nimeni din România nu te poate asigura. Ce soluție ai când în calea ta apare un astfel de risc sau te gândești că business-ul tău sau tu ca persoană ești expus unui astfel de risc? O să aflăm astăzi de la invitatul meu. Invitatul meu este Mihai Lucanu, este managing partner al unei companii, hai să-i spunem, de consultanță, deși are mai multe aspecte. E un om cu o bogată experiență în asigurări, chiar discutam asta înainte de emisiune. Și dacă mai avem timp, la sfârșit o să vorbim niște lucruri mai sensibile. Așa. Mihai Lucanu, începem direct cu subiectul emisiunii noastre. De ce unele riscuri se pot asigura în România și altele nu? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Riscurile, într-adevăr, cum ai menționat, pentru absolut orice există o soluție în asigurări. Într-adevăr, unele soluții sunt mai atractive, unele mai puțin atractive. Există o situație când unele riscuri sunt pur și simplu neasigurabile, de obicei când frecvența și amplitudinea sunt foarte mari și, deși clientul și-ar dori să găsească o soluție, asigurătorul nu o poate oferi, să zicem, într-o variantă comercială. Există, pe de altă parte, situații în care este imposibil să emiți o poliță locală și aș da un exemplu practic. De exemplu, atunci când ai o investiție într-o țară în care pot fi diverse situații tensionate din punct de vedere politic, și există riscul de a fi confiscate activele respective. Adică dacă România ar fi o țară alcătuită din mai multe triburi și triburile astea s-ar război între ele, da, atunci e riscul atât de mare încât nu există preț pentru asigurarea cu pricina. Da, de fapt nu este legat de preț. Să zicem că suntem în alt continent. Aha. Okay. Nu, în Europa de obicei nu se întâmplă. Uniunea Europeană este un loc foarte sigur. Dar America de Sud și Africa... Dacă ai menționat triburi, într-adevăr, Africa probabil se încadrează destul de bine. Să zicem că ai investiție în Africa, ai investit acolo banii. Dacă ai vrea să emiți o poliță locală în țara X, în clipa în care ți-au fost confiscate activele, polița respectivă nu poate funcționa în teritoriul respectiv, deoarece trebuie să funcționeze conform legislației locale. Adică ar fi o lovitură de stat militară, să spunem, în statul respectiv și spune toți investitorii străini afară, confiscăm tot ce aveți, da, și tu în momentul ăla ai o poliță de asigurare, dar nu o poți folosi. Da, nu o poți folosi și soluția practică este pentru aceste situații să emiți polița în afara teritoriului respectiv. Adică o emiți la Londra, la București, unde îți dorești. Deci și pentru România, nu pentru riscul ăsta pe care l-am menționat acum, există posibilitatea să te asiguri, dar nu cu o companie românească pe teritoriul României. Corect. De exemplu, dacă am vrea să asigurăm un risc politic referitor la niște active din România, facem poliță undeva, să zicem, în Statele Unite, la Londra, în Dubai, unde considerăm necesar, dar nu în teritoriul unde se află activul. Deci ăsta e un risc imposibil de asigurat local. E o tehnicalitate care ne duce în zona Uite, asta. Hai să spun o întrebare din trecutul recent. Abu Dhabi a găzduit campionatul mondial de fotbal.
dacă s-ar fi desfășurat în România, noi am fi găsit asigurare aici pe teritoriul României? Să zicem, construiam 20 de stadioane în 20 de orașe mari din România și derulam, așa, și trebuia să asiguri stadioanele și riscurile politice și tot ce se poate întâmpla într-o situație în asta, inclusiv riscul de a anula evenimentul. Să le luăm rând pe rând. În cazul... avem stadioanele care au fost construite de la zero. Sume mari, 100, cred că investiția a fost de 200 de miliarde, auzeam niște cifre. Erau da, foarte... și eu am citit aceeași cifre. Așa, să zicem că avem 200 de miliarde, din care probabil 10 miliarde, să spunem, sunt activele care au fost construite stadioanele. Probabil pentru suma asta găsim o soluție de asigurare, dar este posibil ca piața locală să fie nevoită să apeleze la reasigurare din afară. Deci găsim soluții. Acum, dacă ne îndreptăm spre zona de asigurare a evenimentului, aici am avea o situație în care avem o expunere care se întâmplă probabil o dată într-o generație sau o dată în două generații. Un asigurător român ar avea, sau un asigurător prezent în România, ar avea o dificultate în a prezenta o soluție locală și a o ține în, și a ține riscul local. Adică e prea mare suma și nu și-o poate, care ar fi de, în caz de despăgubire, și nu o poate asuma el pe toată. Da, odată suma este foarte mare și întrebarea e dacă am vrea să asigurăm un stadion. Probabil toată lumea știe o cotă aproximativă, ar fi 3 la 1000. În cazul unui eveniment, cât ar fi? Adică nu avem știința locală. Și în cazul ăsta, cam vrem, nu vrem, trebuie să o ducem în afară. Iar dacă am fi în Brazilia, am ști, pentru că acolo sunt foarte multe stadioane și există de zeci de ani și avem și un istoric. În Brazilia... Bun, hai să-ți dau un alt... am văzut acum o firmă românească privată, a lansat sau vrea să lanseze un satelit. Am putea să asigurăm satelitul cu pricina sau... Deci sateliții sunt un risc asigurabil. De obicei intră în asigurări aerospațiale, cam e o subclasă a asigurărilor de aviație, deci sunt asigurabile. Acum, în România există experiență pe asigurările de aviație, dar când mergem și mai specific la asigurările de sateliți, de lansări de sateliți pe orbită, experiența este aproape nulă. Și în situația asta, probabil ar ajunge undeva în zona Londra sau Statele Unite riscul, asigurarea. Aici apare și o problemă de portofoliu. De obicei, asigurătorii încearcă să grupeze riscurile similare într-un portofoliu. Dacă ne gândim la România, dacă acesta ar fi primul satelit, ar fi un început de portofoliu, următorul nu știm când ar fi. Dacă ne gândim la Europa de Est, probabil nici acolo n-am avea un portofoliu. Dacă fiecare țară ar lansa câte un satelit, din 7-10 sateliți nu strânge un portofoliu. Dacă considerăm toată Uniunea Europeană, poate atunci te apropii. Dar totuși este destul de mică și genul ăsta de riscuri sunt considerate un portofoliu la nivel global, adică la nivelul întregii planete. Și toată știința asta de obicei e concentrată în Londra și în Statele Unite. Cu alte cuvinte, asigurătorii procedează în felul următor. Spuneai de gruparea riscurilor. Când asigură mașini pentru accidente, trebuie să asigure foarte multe mașini. Motivul fiind foarte simplu, nu o să li se întâmple accidente la toate deodată. Asigurătorul colectează prima de asigurare, suma aceea lunară sau anuală sau trimestrială sau cum o plătește clientul, de la 100 de mașini. Ce știe el este că în fiecare an 7 din 100 de mașini au accident. Deci colectează bani de la 100 ca să plătească celor 7, își pune și cheltuielile acolo și o marjă de profit și se ocupă, asta este business-ul. Să încasezi prime de asigurare și să plătești despăgubiri. Și să rămâi și cu ceva. Cred că am rezumat destul de bine asta cu distribuția
Bun, ce exemple ar fi? Vorbeam de riscuri de neasigurate, riscuri care nu pot forma un portofoliu local. Asta ar fi povestea cu exemplu cu sateliții. Riscuri, ce ar mai exista? Riscuri greu asigurabile sau neasigurabile? Cele cu frecvență sau cu amplitudine mare? Amplitudine mare este, de exemplu, un cutremur de magnitudinea 7, cum a fost cel din 1977. Frecvența este mică, odată la 30, 40, 50 de ani, amplitudinea însă este foarte mare. Dar mai există și riscuri cu frecvență foarte mare, adică se întâmplă sunt mici, dar se întâmplă foarte des. De exemplu, case iau foc în fiecare zi. Ce e asigurabil și ce nu? Într-adevăr, casele iau foc în fiecare zi, dar dacă comparăm cu nu toate. Da, dacă comparăm cu mărimea unui portofoliu de asigurare, un portofoliu de 10 milioane de euro prime, așa luând după ureche, îți permiți case de 100 de mii de euro, 100 de case. Deci, alea pot fi grupate într-un portofoliu, frecvența este rezonabilă, amplitudinea este, aș considera, o mică. Un risc la care avem și frecvență și amplitudine mare ar fi riscurile legate de fenomene climatice. Au fost întâlnite de obicei în zona liniilor de distribuție electrică. Și vedem, odată la câțiva ani, avem liniile de înaltă tensiune care sunt afectate de furtunile de zăpadă, de obicei. Și dacă ți-a pus la pământ o linie care trece din Moldova în Transilvania, ai odată pierderea liniei care trebuie repusă la loc și întreruperea de activitate. Având în vedere că furtunile de zăpadă se întâmplă odată la câțiva ani, un eveniment de ăsta te costă câteva zeci de milioane de euro, aici suntem într-o zonă în care riscurile pur și simplu sunt aproape neasigurabile. Și aici asigurătorii au găsit diverse soluții alternative. Dă-ne un exemplu de soluții alternative. Deci îmi imaginez așa, odată la 5 ani, furtună de zăpadă, se rup firele, cad stâlpii și asta este o daună materială directă, dar în același timp sunt mulți care sunt lipsiți de curent electric și atunci apar daune din faptul că nu au curent pe care să-l folosească. Întreruperea. Ok, întreruperea propriu-zisă le cauzează pagube. Toate aceste pagube le poate plăti un asigurător în baza unei polițe, dar nu există asigurătorul ăsta în România. Sau există? Se procedează în astfel de cazuri? Se folosesc niște soluții alternative care sunt la limita noțiunii de asigurare. De exemplu, dacă noi știm că odată la 5 ani vom avea o daună de 50 de milioane de euro, cât ar trebui să fie prima minimă pe an? Păi e foarte simplu. 4 ani nu mă asigur și mă asigur în anul al 5-lea. Da, la soluția asta nu m-am gândit. Dar logica ne spune că prima minimă ar trebui să fie anual minim 10 milioane de euro. Ceea ce... Dacă dauna e 50 de milioane, da, anual minim, ar fi 10 milioane. Minim, asta doar ca să acoperi dauna. Apoi mai trebuie să acoperi și costurile de operare. Și observăm că ne ducem într-o zonă în care nu mai are sens economic. Și atunci se propune o soluție în care asigurătorul preia o parte din risc, de obicei partea care nu este foarte previzibilă, iar asiguratul își reține o parte din risc la rândul lui. Deci e o soluție intermediară. Exact ca la cutremur. Inițial cutremurile nu erau asigurabile, apoi s-au găsit soluții. Și în zona asta încep să apară soluții, doar că sunt la început și sunt destul de complexe. Războiul este asigurabil? Războiul este asigurabil și acum suntem și în contextul actual care e un pic mai delicat, dar deși ni se pare un risc foarte neobișnuit de asigurat, trebuie să ne aducem aminte cum au început asigurările. Și asigurările au început acum câteva sute de ani, în special în legătură cu comerțul internațional, cu transporturile. Și atunci când avem un transport din Marea Britanie în India, de obicei
între Europa și America sau Europa și Asia. Erau două riscuri principale. Transporturile se desfășurau pe mare și aveai riscul legat de fenomene meteorologice, adică în principal furtuni, și riscurile legate de evenimente, cum să zic, întâlnirea cu alte entități, care puteau fi din zona piraților sau a dușmanilor țării respective. Dacă tu erai într-o țară, anume, numeai pe ceilalți pirați. Și de obicei războiul și pirateria sunt cam încadrate în aceeași categorie și erau acoperite de acum câteva sute de ani. Polițele pentru nave și marfă aveau în mod tradițional posibilitatea de a acoperi riscul de război. Adică nu este ceva fascinant. Pentru industria asigurărilor este destul de normal, mai ales pentru transporturi. Asta pentru că putem să avem un istoric, putem să știm o frecvență, o mărime a daunelor. Îmi amintesc că am citit undeva că din Anglia plecau spre Indiile Orientale ca să aducă mirodenii. Da. Profiturile erau de sute sau de mii de ori pentru fiecare, acum putem spune, pentru fiecare euro investit, câștigul era de 1000 de euro. Însă din 10 nave se întorceau doar două. Da. Mă rog, din 5 nave una. Celelalte 4 se scufundau, deci erori de navigație, furtuni, cum spuneai, sau războaie pirați. Guverne locale care doreau să... De obicei așteptau navele când se întorceau, nu la plecare. Deși comerțul se derula și pe plecare. Acum mi-am adus aminte. Produse cu grad înalt de prelucrare erau trimise către Orient și de acolo se întorceau mirodenii și alte lucruri care lipseau din supermarketurile din Europa acelor vremuri. Eram pe la 1600 atunci. Nu știu dacă îți mai amintești vremea, perioada aceea. Parcă a trecut multă vreme. Și acum, în ziua de astăzi, avem abilitatea de a ne da seama ce s-a întâmplat cu o navă. Adică a lovit o fulgeru, au prins operații pe drum... S-a întâlnit o vedem prin satelit. Da. Acum câteva sute de ani exista o singură variantă. Tu știai că nava trebuie să ajungă într-un an înapoi, nu ajungea. Se mai aștepta o perioadă de o lună, două și apoi luai, o scriai în registru, băteai clopotul la Lloyd's, s-a dus la fund, asta e. Nu știai cauza de fapt. Uh-huh. Și astfel noi am acoperit războiul din cauza faptului că era unul din riscuri, dar nu se știa neapărat că a dispărut din motive militare. Deci există o tradiție în a acoperi riscul de război. Mai recent, tot legat de transporturi, au început să apară în ape tot felul de dispozitive explozive. De exemplu, au fost făcute în primul război mondial baraje de mine. La fel în al doilea război mondial. Războiul se termină, minele rămân. În clipa în care navighezi într-o zonă adiacentă unei situații conflictuale, chiar și după 10 de ani, e posibil să dai peste o mină și se pot acoperi și astea, tot așa sub clauze de război. Sau în situația în care se lansează acum mai modern rachete. Accidental, o rachetă poate să ajungă și în apropierea navei tale. Deci, soluția există. Acum am vorbit doar de zona de transporturi maritime, deoarece e zona în care tradițional a existat acoperirea de război. Din piața de transporturi navale a derivat și piața de aviație. La urmă sunt niște nave care zboară prin aer și există soluții similare și pentru transporturile aeriene, pentru aeronave. Îmi aduc aminte, am citit că în Australia un cetățean a primit despăgubire și făcuse o asigurare, cred că era pentru locuință, și a inclus și faptul că un meteorit putea să-i afecteze casa. Și a căzut un meteorit peste casa lui. Nu era unul foarte, foarte mare așa, dar i-a stricat acoperișul. A primit despăgubire pentru asta. Cred că probabilitatea ca un meteorit să cadă pe casa ta este foarte mică. Acolo era inclusă împreună cu alte riscuri. Deci era un pachet de riscuri.
Și atunci nu mai conta că ăsta este foarte rar. Mai există și riscul de a fi răpit de extraterestri, care am auzit că se asigură și... Da. Bun. Am vorbit despre riscuri de neasigurat în România, dar există și riscuri greu de evaluat aici, pe plan local. Mă refer la poluare, la riscurile cyber, la... De război am vorbit. Da, dacă pot să mai spun ceva foarte important legat de acoperirile pentru război, deci ele sunt disponibile și pentru alte clase de active. Ce s-a întâmplat în contextul actual? Piața londoneză a suferit niște pierderi foarte mari de ordinul 10-lor de miliarde de euro. Și toate aceste pierderi se vor recunoaște în primele viitoare. Deci este de așteptat... Deci asta pentru că au ieșit din Uniunea Europeană? Sau nu, este legat de faptul că anumite aeronave au fost confiscate și pierderile acestea se întâlnesc în piața de asigurări. Și aceste 10 miliarde de euro, până la urmă, se vor întoarce în circuit. Și se prevăd creșteri de prețuri pe zona de transporturi aviatice și navale. Deci deja știm că o să ne coste mai scump. Da. Bun. Adică de acum nu o să mai vedem bilete de avion la 10 euro. Odată din cauza asigurărilor și apoi din cauza costurilor combustibilului. Adică dacă mai putem zbura cu 10 euro, e bine să o facem, să o facem acum. De ce ar fi greu de evaluat local, adică în România, riscuri legate de poluare? Pentru că au fost cazuri de poluare sau riscuri de atacuri cibernetice. Mi-amintesc că uzina Dacia din Pitești a fost la un moment dat câteva zile nu a mai lucrat pentru că îi se blocaseră sistemele informatice în urma unui astfel de atac. Deci de ce ar fi greu de evaluat la noi când totuși s-au mai întâmplat astfel de lucruri? Da, riscul de poluare, cred că avem dificultăți de a propune o soluție din cauza faptului că în principiu este asimilat cu răspunderea civilă. E o expunere care a început să fie subscrisă în piața noastră în ultimii 20 de ani, 20-25 de ani. Și nu există daune plătite suficiente. Dacă am comparat cu Statele Unite, în Statele Unite în fiecare săptămână probabil au o daună de poluare, se întâmplă ceva, trebuie să despăgubească, au poluare preexistentă, graduală, accidentală, la construcții, se întâmplă foarte multe lucruri. În zona noastră, în România, dacă ar fi să ne gândim, probabil aș putea enumera 10 incidente majore care nu au avut consecințe financiare foarte clare sau sunt încă în discuții. Încă există posibilitatea de a limita răspunderea dacă ești în spatele unui SRL, adică există soluții. Da, n-aș numi o soluție să te ascunzi în spatele unui SRL, dar nu există daune în mod constant, astfel încât să putem spune da, putem să subscrie riscul de poluare, îl înțelegem. Referitor la riscurile de cyber, aici problema este și mai complicată. Eu am văzut primele polițe sau primele produse care asigurau riscuri cibernetice, cred că acum vreo aproximativ 20 de ani. Deci ele erau disponibile inclusiv în România. La momentul respectiv erau destul de scumpe. Dacă ar fi să dau un ordin de mărime a primelor care se ofertau în perioada respectivă, cred că acum sunt cam de 20 de ori mai mici primele pentru același risc. Dar chiar și în aceste condiții, asigurătorii la nivel global nu reușesc să facă profit. Dacă nu reușești să faci profit în condițiile în care tu ești un jucător profesionist, înseamnă că ceva nu merge bine. Dacă luăm asigurările de accidente, de apartamente, chiar și cele de cutremur, inclusiv cele nucleare, s-au găsit soluții și asigurătorii reușesc să facă profit. 1-2%, adică nu neapărat foarte mult, dar au găsit soluția câștigătoare. În zona de cyber, riscuri cibernetice, încă nu s-a ajuns la un echilibru. Tu te-ai gândit că gata, am rezolvat problema, am calculat totul, apare o lebădă neagră, cum se numește. Vin
nu i-aș numi pirați, vin diverse entități noi apărute, hackeri, se întâmplă accidente, apar noi tehnologii, adică e o zonă care nu a reușit să fie modelată suficient de bine, astfel încât să poată deveni profitabilă pentru asigurători și atractivă. Adică în fiecare zi e tot mai rău. Ai pomenit de risc nuclear. Știm că avem o centrală nucleară la Cernavodă cu 2 sau 3 module funcționale. Cred că trebuie să fie vreo 5 sau 6. Mai este o mică centrală nucleară la Măgurele, lângă București, pentru us științific, și o altă la Pitești. Acolo se obțin substanțe radioactive care sunt utilizate în domeniul medical, din câte știu. Dar un risc nuclear există acolo. Ce fel de risc este riscul ăsta nuclear pentru România? E un risc digerabil sau nu? Foarte, foarte greu digerabil. Și... adică e indigest. Da, ai probleme mari. Ok. Hai să vedem cum funcționează în cazul ăsta. Riscul nuclear, în cazul activităților nucleare, principala problemă este că la un moment dat se poate întâmpla ceva și apare o contaminare pe zone întinse. De obicei se consideră că e aproape necontrolabil riscul. Și sumele implicate sunt foarte mari pe partea de despăgubiri. Te gândești că se întâmplă ceva cum a fost la Cernobâl? Cam... în care au fost daune locale și norul radioactiv s-a împrăștiat peste tot prin Europa și au apărut consecințe ulterioare. Da, întotdeauna în asigurări încercăm să ne gândim la scenariul cel mai pesimist. Dacă nu te-ai gândit la partea asta și ai subscris un risc, e posibil totuși să te încadrezi în scenariul pesimist. Într-adevăr, frecvența așteptată la un risc nuclear probabil e pentru o locație odată la câteva mii de ani. Dar întrebarea e, vrei să se întâmple în mandatul tău? Nu. Sau dacă se întâmplă, ce faci? Dispar ca firmă? Și răspunsul pe care îl dau asigurătorii e ok. Nu avem suficientă capacitate. Capacitate ce ar însemna? Ne imaginăm că în cazul unei explozii similare cu Cernobâl, daunele ar fi fost probabil de câteva sute de miliarde de euro. Probabil, dacă ți-ai dori să oferi o soluție pentru riscul respectiv, ar trebui să aloci un capital doar pentru această expunere de ordinul miliardelor și nu merită efortul financiar. Și soluția adoptată în cazul acesta este crearea unor pooluri nucleare care acoperă de obicei împreună cu... sunt organizate de Asociația Internațională pentru Energie Atomică și asigurătorii subscriu bucăți din aceste riscuri. Iar dacă ne gândim la exemplul României, toți asigurătorii care și-au dorit să participe în România și-au evaluat expunerea și împreună au reușit să acopere 0,5% din pulul nuclear pentru centrala din România. Deci este o situație în care pur și simplu soluția locală nu este posibilă sau este nesemnificativă din punct de vedere financiar. Chiar dacă primele pentru expunerea respectivă pot fi destul de atractive. Apropo de ceea ce spuneai, mi-am adus aminte, am auzit de la un expert în asigurări, făcuse un calcul. Catedrala Notre-Dame, care a ars, m-am uitat în calculator, a fost un incendiu în aprilie 2019, daunele au fost de enorme. Se estimează că reconstrucția unui astfel de obiectiv înseamnă câteva miliarde de euro. A calculat în felul următor. Catedrala există de 800 de ani. Dacă timp de 800 de ani ei ar fi plătit o asigurare pentru catedrală, i-ar fi costat în total 400 de milioane de euro. Dar dauna a fost de 4 miliarde de euro. Și atunci întrebarea este, merită să plătești atâta timp o asigurare și să nu se întâmple nimic, dar când se întâmplă să ai asigurătorul în spate sau nu? Păi, chiar calculul pe care l-ai prezentat ne demonstrează că merită. Majoritatea riscurilor nu au o daună în perioada
cum să zic, în perioada unei generații. Și noi avem tendința de a zice că la noi nu se întâmplă, am fabrica de 10 ani și nu am avut niciun incendiu, dar e posibil ca perioada în care noi ne așteptăm să apară un incendiu să fie, să spunem, de 50 de ani. Dacă tu te încadrezi la o perioadă de 50 de ani și tu 49 de ani nu ți-ai făcut asigurarea și ai scăpat, ești foarte norocos. Dar statistic nu o să scapi. Oricum, se întâmplă. Se întâmplă, da. Da, e valabil și pentru acest cutremur pe care îl așteptăm. În România, cutremurile de gradul 6, 6,5, 7 au periodicitate calculată, media e odată la 33 de ani. Dacă adunăm 33 la 1977, când a fost cutremurul anterior, înseamnă 80-2010. Deci am depășit media. Nimeni nu știe când va avea loc, dar toată lumea știe că va fi la un anumit moment. Poate că de asta ar merita să ne asigurăm locuințele, exact cum spuneam, cu Catedrala Notre-Dame sau cu... Important e să nu se întâmple în mandatul tău. Da, cu ghilimele mandat. Dacă unii oameni mai... sau unii oameni, unii patroni au tendința de a considera că prima de asigurare este prea mare și nu e contrabalansată de risc. Dacă am analizat industria asigurărilor și am observat că în realitate portofoliile de asigurări la nivel global produc un randament de aproximativ 1-2%, adică din primele încasate 98% se întoarce la client, se întoarce în industrie sub forma comisiunilor de brokeraj, cheltuielilor de administrare, o să observăm că de fapt o asigurare nu e făcută doar din profit. Și există o justificare pentru prețul respectiv și de obicei reflectă realitatea. Adică nu e un business în care 98% din primă se întoarce la acționari sub formă de profit, ci invers. Asta și la asta duce... ar trebui să ne gândim când chem o asigurare. Cel mai simplu exemplu este City Insurance, care vindea la 200-300 de lei polița de asigurare RCA pentru niște daune care depășeau cu mult valoarea acestei sume. Și acum percepția e că s-au scumpit asigurările și nu că au revenit la normal. De exemplu, astăzi e 24 noiembrie, Black Friday. Dacă te duci astăzi la cumpărător, e posibil să găsești o pereche de pantofi la 50 de lei. Eu am găsit azi la 40 de lei. Întrebarea e, atâta costă în mod normal perechea de pantofi? În restul anului o găsești la 200, la 300 de lei. Da, da, și aici, poate a fost un moment Black Friday. Aici ani de zile. De care au beneficiat foarte mulți oameni. Acum s-a terminat, a trecut promoția. A fost Black Five Years. A fost 5 ani de vânzări la prețurile acestea. Ei susțineau că, având atât de mulți clienți, dispersia fiind atât de mare, erau chiar și profitabili. Da, nu cunosc cifrele din spate, nu pot să-mi dau cu părerea. Da, nici... Dar întotdeauna trebuie să ne aducem aminte că într-o piață normală același produs îl poți găsi peste prețul tehnic sau peste costul economic sau sub. Sau chiar la cost economic. Decizia se spune că este, calculul este unul actuarial, adică e multă matematică în spate, iar decizia de vânzare e una comercială. Da, păi trebuie să ne... S-ar putea să... Avem calculul actuarial care ne dă costul tehnic al asigurării. Uh-huh. Dar e posibil tu să ai un brand care te ajută să vinzi la un preț peste costul tehnic. E posibil să ai un brand care necesită susținere și decizi pentru o perioadă să te afli sub costul respectiv. Sau ca o formă de publicitate, da. Vinzi sub prețul respectiv, vinzi mai mult, lumea te cunoaște, capătă încredere în tine, adică e ca o investiție în viitorul tău.
Dar asta e partea comercială și nu are rost să intrăm acum. Nu ne băgăm, că nu suntem experți în zona asta comercială, niciunul dintre noi. E o lume întreagă. Asigurările se vând cu oameni, pentru oameni. Deci, de fapt, omul nu cumpără asigurare de la asigurătorul X, ci asigurare de la omul care este în fața lui. Omul acela poate să-ți vândă o asigurare sau tu poți să cumperi o asigurare de la el. Sunt situații diferite. Pentru asta e nevoie de oameni foarte calificați. Și aș vrea, pentru că ne-au mai rămas câteva minute din emisiune, să vorbim despre ce fel de oameni lucrează în asigurări, cum ajung ei să lucreze în asigurări, cum se pregătesc, unde îi găsim. Sunt multe lucruri. Am sesizat că în industrie, în momentul ăsta, vin din ce în ce mai puțini oameni tineri, ei sunt atrași de alte domenii. Timpul în care salariile sunt mari în industria de asigurări, posibilitatea de a câștiga este foarte mare. În IT și în asigurări sunt primele două locuri la nivel național, pe medie. Dar ca să ajungi la nivelul ăla, ai nevoie de timp. Și se spune că ai nevoie de un an, doi, trei de pregătire. De obicei, în asigurări, o persoană productivă de vânzări de subscriere, daune, are nevoie de aproximativ, aș spune eu, de 3 ani pentru a fi 100% productiv. Adică în primul an ajungi acolo, începi să vezi portofoliu, vezi ce se întâmplă. Al doilea an renoiești același portofoliu. Trebuie să ne aducem aminte că în asigurări ciclurile sunt anuale. Și în anul 3 poți să te ocupi de afaceri noi, de dezvoltare. Cam ăsta ar fi un ciclu minim pentru o persoană în asigurări. Deci, cumva, observăm că pentru a ajunge la o eficiență medie, îți ia aproximativ 3 ani. Dacă ne gândim că perioada de activă a unei persoane este cât de 40 de ani, cam 10% o petreci numai pentru a înțelege ce se întâmplă. Ori acum nu prea mai există răbdare și ne dorim instant gratification, adică recompensă imediată. Iar dacă ai schimbat locul de muncă, adică te-ai mutat de la un asigurător la alt asigurător, cumva experiența te ajută ca cei 3 ani poate îi faci 2, dar tot vei consuma timpul ăsta. Da, te ajută la salariu, pentru că de obicei când te muți de la un asigurător la altul primești mai mulți bani, bani pe care ai fi primit mai lent dacă rămâneai la același asigurător. Sunt diverse optimizări pe care fiecare încearcă să le facă și de obicei reușesc. Ce ar fi interesant de subliniat este că acum noi am ieșit din perioada de pandemie. Deci au fost anii 2020-2021 care au fost destul de dificili atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Dacă ne gândim înainte de pandemie, modul de lucru preponderent era ca angajații să fie prezenți la birou, lucru de la 9 la 5 și odată cu pandemia au apărut niște schimbări foarte mari. Brusc toți am fost acasă, acum după pandemie majoritatea angajaților își doresc să lucreze într-o măsură cât mai mare de acasă sau de la distanță, să spunem. Și dacă ne uităm la cele două zone, zona de brokeraj și zona asigurătorilor, în zona de brokeraj, unde oamenii aveau foarte multă legătură cu sau foarte mult contact cu clientul și ajungeau aveau foarte multe deplasări, în zona respectivă, modelul în care lucrez de la distanță era aproximativ normal. În zona asigurătorilor, acum, modelul a fost implementat cu succes, aș spune, doar că dacă înaintea pandemiei puterea de negociere era concentrată în mâna angajatorului, acum s-a schimbat și urmează trendul general din industrie ca angajatul să aibă și el un cuvânt de spus. Deci s-a inversat puțin balanța din punctul ăsta de vedere. Am observat o evoluție în sinusoidă în domeniul ăsta. Uneori e piața angajatorilor, alteori angajaților. Poate ar fi bine să fie amândurora. De obicei se ajunge la un echilibru. Acum, după ce
să zicem, a trecut pandemia, toată lumea a început să lanseze proiecte noi, să vină la zi, încep investițiile în zona de IT și în următoarea perioadă asta este zona pe care o văd cu probleme cu cele mai mari probleme pe partea de resurse umane, zona de IT din asigurări. De pentru ce? Că e un IT specializat. Nu neapărat din cauza asta, ci din cauza alternativelor pe care le au persoanele care lucrează în zona de IT. De exemplu, ești programator. Dacă lucrezi într-o firmă specializată de IT și oferi diverse servicii, acolo ești, cum să zic, ești vedeta. Dacă ajungi într-o firmă din orice alt domeniu, să-i spunem din domeniul financiar, ești băiatul care se ocupă de tastaturi, care repornește imprimanta, care îmi instalează băiatul de la IT, o zonă suport. Adică ești o zonă de suport și da. În condițiile în care noi urmăm modelul tradițional de asigurări, în care accentul este pus pe subscriere, pe daune, pe comunicare, pe ce vrem noi, IT-ul rămânând într-o zonă de umbră, foarte mulți oameni sunt tentați să... Da, oricine își dorește să fie o vedetă, probabil, se duc în firmă unde sunt puși în lumina reflectoarelor. Și asta se întâmplă în condițiile în care noi, ca asigurători, vrem să lansăm foarte multe proiecte, să devenim digitali, numai cu cine. Și cred că una din soluții ar fi să ne definim mai mult ca firme de tehnologie, nu neapărat de asigurări, adică să încercăm să schimbăm modelul pentru a reuși să... Adică tânărul care vrea să lucreze în domeniul ăsta să nu perceapă că merge într-o firmă de asigurări și într-o firmă de tehnologie. Și am văzut, da. Acum îmi explic modul în care se poziționează mai multe firme de asigurări la nivel mondial. Chiar același nume de companie este X Technology. Da? Acum înțeleg, este pentru... Cum îi mai poți ajuta pe asigurători în zona asta recrutării? Nu cred că sunt foarte multe lucruri de spus în zona asta. Tu personal? Sau? Da, asigurătorii își fac treaba foarte bine. Aș spune că există o colaborare în sensul că încercăm împreună să găsim o soluție pentru fiecare situație. Acum, urmează o perioadă în care asigurătorii probabil își vor schimba foarte mult modelele, vor trece spre tehnologie și momentan România este o componentă a Uniunii Europene unde avem mai mult firme străine care vin în România și nu mă refer doar la asigurări, ci la industrie în general, industrie, comerț. Așteptarea este ca inclusiv capitalul românesc să înceapă să extindă peste graniță. Și vedem câteva tendințe. Și în măsura în care companiile românești din industrie și comerț vor reuși să acceseze piața europeană, ar fi un lucru foarte frumos ca și firmele de asigurări românești să reușească să-i urmeze. Cumva aici facem o legătură între asigurările care nu se pot face în România. Poate nu e că nu se pot face în România, poate mai bine să avem și sucursale, nu știu, în țările din jur și să facem asigurări acolo. Acum aici e o mare problemă pentru că nu prea mai avem companii cu capital românesc. Sunt companii de asigurări care fac parte din grupuri internaționale și care sunt definite ca persoane juridice române. Da, am înțeles ideea. Dacă poți să rezum în 2-3 cuvinte, dacă ar fi ca cei care ne privesc să plece astăzi din fața ecranului cu o singură idee, o singură informație, cea mai importantă, care este aceea, mă refer la riscurile de neasigurat în România. Dacă ar fi să reținem un singur lucru pentru cei care nu lucrează în asigurări, pentru orice risc există o soluție. Dacă ar fi să trimitem un mesaj pentru colegii noștri din asigurări, mesajul ar fi studiați cât mai mult, învățați pentru a afla care sunt aceste soluții, cum le putem accesa. Lucrurile sunt mult mai simple decât par și cred că asta se poate obține doar prin studiu și educație.
Am discutat astăzi despre riscuri de neasigurat în România. Iată că ele sunt asigurabile, chiar dacă nu în România, în altă parte. Nimic nu este de neasigurat. Alături de mine s-a aflat Mihai Lucanu. Este managing partner în compania pe care o reprezintă. În ceea ce mă privește ca și concluzie, aceeași, asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, revin cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant, despre asigurări. Abonați-vă la Canal 33 pe YouTube ca să ne revedeți și puneți pe butonul 1 al telecomenzii postul nostru ca să vă fie mai ușor să vedeți, așa cum spun de fiecare dată, emisiuni din ce în ce mai interesante. Să ne revedem cu bine!